Este vorba de împingerea unei națiuni de 20 de milioane de ortodoxi, împingerea în iad, în pierzarea spirituală. Și egal sclav. Asta înseamnă. Trăiască timpul. Are dreptate. Asta e o mare primejdie, dragă. Și nu credeam să înceapă așa de curând. Fără discuție, nu trebuie acceptat cu niciun chip. Am început primejdios și mai pot să ieși mai târziu acum. Nu pot să ieși din iar mai târziu. Nu știu ăsta e, că sunt arzenie. Nu primesc așa ceva. Deci fratele meu să nu primească nimeni, dacă aveți bulețin veci sau chiar carte de asta, carte din tate veche, aia țineți-o. Așa. Nu simbați și nu primiți nimic ce vă dau ăstea. Pentru că sunt vicleni. Părinților să păstreze ce au acte. Chiar dacă n-au buletine, certificatul de naștere și tot ce au pentru identitatea lui, să nu primească ce se dă de acum înainte. Care are pe Duhul Sfânt, îl simți că nu vrea să iei cipul, că cipul are și cornetine are. Are vlave la cip, are și pe Antichrist. Nici de cum nu acceptăm buletine cu cipuri. Nici un fel de cip. Suntem un popor liber, un popor creștin, ortodox. Cel ce are credință, rămâne cu Hristos. Cel ce caută numai lucruri materiale, se leagă de Hristos. Nu știu seama de ei. De consecințele acestor cipuri. Nu dau seama. Un creștin conștient, decât să-mi pun acesta în cap sau în mână, mai bine zic, dai în cap. Aceasta înseamnă că atentează împotriva libertății noastre. Dar poporul poate intuiește cineva. Intuiește ceva. Început un incendiu. Și atunci trebuie să se ia măsuri și omul ia măsuri până când nu i-a ars casa. Și ia atitudine când i-a pus numai vrăjmașul scânteia la temelia casei. Și atunci omul își apără casa. E un drept și o datoria noastră tuturor. Să nu le acceptați. Nici măcar în pașapoare, dar în mine Doamne ferește sub piele. Pentru că tot la Apocalipsă vor duce. Este sub demnitatea noastră, plus că poate duce la ceea ce scrie clar Apocalipsă. La un control desăvârșit, tiran, din partea unor oameni care nu vor fi credincioși. Acum luăm în serios Sfânta Scriptură și în special prorocia din Apocalipsa 13, atunci, după părerea mea, demersul părintelui Istin este justificat teologic, responsabil și profetic, întrucât există multe date comune între acțiunea introducerii cipurilor biometrice și atenționarea profetică din Apocalipsa. Sunt semne ale sfârșitului lumii astăzi sau sunt unele exagerări? Nu sunt exagerări. După toate scrierile Sfântului Părinț, sigur, în apropiere, așa să s-o puteți eu după
cât am citit, după cum ne istorise și Bărințe, Vechi și după cum scrie toate cărțile, împărăția la Antichrist. E, după cum se văd lucrurile, cam suntem în apropiere. E, judecați Dumnezeu, bunătatea Dumnezeu este mare și toată omenirea. Părinte, dar dacă spuneți că sunt aceste semne ale sfârșitului lumii, trebuie să ne spăimânte aceste semne sau trebuie să le... Să ne pregătim. Să alegem ce-i bine, ce-i rău, sigur. Să ne pregătim. Și ca să fie... O să mă duc la Dumnezeu 1000 de ani pe ziua de grea care a trecut. Hai, când zicem așa, când mereu o mai gândește. Dar noi să fim tot pe una gata, că nu știi ziua și ceasul când e Dumnezeu. Fii tânăr, fii bătrân, fii în o etate mijlocie, trebuie să fii gata. De ce? Da, după scrierile Sfinților Părinți, după cum auzim și vedem, e împărăția lui Antichrist. Vă zic că cea mai greu. Să știți că vădit sunt ultimele vremi și apostolul Ioan zicea cu 2000 de ani că erau vreau în sămânță, numai că astăzi ceea ce era de necrezut cândva când se citea Apocalipsa și alte prorocii, astăzi este tehnologic realizabil. Și trei zile le are. De ce putem zice, înfricoșătoare sunt, dar dacă Dumnezeu nostru se zice atotputernic, în zilele astea vom vedea ce înseamnă atotputernic și ce înseamnă, Doamne, să ne arăți dacă noi vom traversa acele perioade. Deci, sunt înfricoșătoare, dar nu vom deznădăjdui că milostivul este Dumnezeu și mare este Dumnezeu. Să profităm de aceste zile de care spuneau, proroceau părinții în trecut că sunt cumplite și în același timp că mulți ar fi dorit să fie împreună cu noi, să se nevoiască în zilele noastre. O, Doamne, dă-ne lumina, să învățăm cum să ne nevoim, cum să profităm, cum, în ce fel să profităm de vremea asta cumplită și minunată în care suntem. Durere mare, durerile sunt legate de naștere. Toată durerea cred că este o naștere. Deci, Doamne, ce naștere ne rezervi nouă pentru zilele noastre, încât necească-ne Domnul să o vedem și la aia. Mă bucur că am ajuns și aceste momente în care creștinul nostru se poate purifica în vremurile acestea noi care vin pe sân. Îmi pare bine și îmi mulțumesc Dumnezeu că am mai ridicat din sânul Bisericii noastre creștine ortodoxe oameni care mai au în sfârșit energie și curaj să poată sta împotriva întunericului care se abate asupra noastră. Acestea sunt, în sfârșit, daruri de la Dumnezeu prin care mai trăiește ortodoxia. Dar ce-au făcut martirii noștri? Ce-au făcut asceții noștri, rugătorii noștri din pustiu? Ce-a făcut brâncoveanul Constantin? N-a mers la decapitat până la ultimul fiu. L-a decapitat în vederea credinței sau credinței. A mărturisit adevărul. La ora aceasta vom face noi acatiste, paraclis, cele 7 laude. Dar dacă nu mărturisim adevărul și nu-și vom spune deschis unul către altul, nu am dobândit nimic, am pierdut tot. Dar dacă mărturisim, am dobândit tot. Să nu ne teme, pentru că teama este de la răzmare. Au căutat să vâre îndoiala și neîncrederea între creștini și preoți. Ei, ce-am făcut cu asta? Ion Elev, Vasile Elev, Grigore Elev, îl luăm toți și ne ducem cu udul, iumul,
în munții de iarnă, fără oprire, acolo nu oprire, care a luat direcția asta, mergeți acolo. De aceea nu mai întrebați, știți ce aveți de făcut. La ora aceasta, cu atâtea informații, cu atâtea mijloase să fie transmite de noutăți, cum știți dumneavoastră să cunoașteți toate, până la ultimul medicament, ultima invenție, o știți și de asta, trebuie să o știți și de asta, pentru că asta depinde veșnicia noastră. De aceea suntem datori să știm și nu avem scuză că nu știm.